Eforturile pe care Simona Halep le-a făcut de-a lungul carierei pentru a ajunge în top se oglindesc în vitrina personală cu trofee, dar și în conturile bancare. Sportiva din Constanța se află în fruntea ierarhiei celor mai bine plătite jucătoare din circuitul WTA. Însă nu întotdeauna a fost așa. În România, neexistând un suport din partea statului, sportul alb este una dintre cele mai costisitoare discipline, iar toată cheltuiala cade pe umerii părinților. Părinții au fost cei care au crezut în talentul Simonei și au susținut-o din toate punctele de vedere. Acum a ajuns în momentul în care își poate permite aproape orice din punct de vedere financiar. Astfel, cea mai bună jucătoare din România a decis să-și arate recunoștința față de tatăl său. Simonei ar fi dăruit acestuia o mașină de lux al cărui preț de catalog se ridică la aproximativ 400.000 de euro. De ceva timp, Stere Halep se plimbă prin Constanța la volanul unui superb Bentley. Este foarte mândru de cadoul primit din partea Simonei. Adevărul este că mașina arată ca o adevărată bijuterie pe patru roți, a declarat o sursă apropiată familiei.